Bine v-am găsit la horoscopul de joi, 26 septembrie, când ne pregătim de încă un eveniment din punct de vedere astrologic, despre care evident că am vorbit în horoscopul săptămânii pe rol, că e vorba de încă o planetă care schimbă zodia. Și anume de Mercur. V-am spus în horoscopul săptămânii că e o săptămână cu iz mercurian foarte puternic, pentru că Mercur este implicat în toate evenimentele acestei săptămâni. Și iată, acum mai schimbă și zodia. Pleacă din Fecioară, unde a stat multicel pentru că pe parcursul acestei veri a intrat în Fecioară, s-a întors în Leu prin retrogradare, s-a întors din nou în Fecioară după ce și-a terminat retrogradarea, iar acum își termină și vizita prin propria lui casă de domiciliu, pentru că Mercur e la el acasă, în Fecioară. Și intră în Balanță, unde deja se află Soarele. Se pregătește, încetul cu încetul, zile viitoare, se pregătește Mercur de îmbrățișarea pe care o va avea cu Soarele și care va fi așa completată de eclipsa de soare de peste câteva zile. Pentru că eclipsa de peste câteva zile din Balanță, iată că va veni peste câteva zile la întâlnire și luna, wow, ce interesantă va fi! Va fi un buchețel de planete, soarele, luna, Mercur implicat, cel care, iată, bate acum la poarta Balanței, dar tot acolo, în eclipsă, vor juca niște roluri cele două elemente karmice, nodul sud și Lilith. Dacă n-ați văzut un film pe care tot îl recomandă, dacă sunteți noi pe aici, am să spun, atașat la acest video sau în secțiunea Horoscop 2024, căutați un film numit, sau pe pagina de plecare de pe acest canal de YouTube, căutați filmul numit Momente de top ale anului 2024, unde vorbesc de eclipsa asta de la început de octombrie, în care și Mercur acesta joacă un rol. Deci nu ratați și acel film în cazul în care, poate l-ați văzut, dar ați uitat ce am spus acolo, puteți să le vedeți sau să le căutați, că e ultima eclipsă care ni se pregătește și Mercur, dragul de el, joacă și el un rol. Un Mercur în Balanță e un pic indecis, dar poate tocmai asta urmează să facă, să ia niște decizii majore după eclipsa de săptămâna viitoare. Decizii capitale, de punct și de la capăt, de renunțare la un capitol al vieții, ceva care trebuie terminat, să ne apucăm de cu totul altceva. Vine un Mercur aici în Balanță cu iz ultimativ, vrea să dea jos ceva, vrea să decidă odată ceva, cu ultimativ așa un pic categoric vine Mercur acolo. Zic asta pentru că zilele trecute v-am spus despre acel ultim eveniment în care Mercur a fost implicat, având conexiune prin aspecte cu cele trei planete îndepărtate, Mercur, Uranus și Pluto, ultimul de acest gen în Fecioară. Deci după ce a pus acolo o semnătură de gata, stop, intră în Balanță și e pregătit de o decizie capitală. Pentru că Balanța ce o să facă? O să analizeze, o să cântărească, să o fac, să nu fac, pentru că și așa pe perioada lui Mercur în Fecioară, tot asta am făcut. E bine, nu e bine? E, acum probabil urmează să spunem, da, e bine, da, o fac. Dar cum e vorba de decizii cu iz karmic, pentru unii, evident, nu pentru toată lumea, deciziile astea le pot schimba viața. E un punct și de la capăt, e o altă etapă de viață la urma urmei. E un alt drum pe care putem porni, poate chiar o intersecție în care suntem, ieșim de pe o cale să intrăm pe alta, dar s-ar putea să fie una predestinată. Bună, rea, ușoară, grea, nu contează, dar e predestinată, trebuie să trecem pe strada aia. Deci ia, pregătiți-vă, nu azi, nu mâine, câteva săptămâni bune de acum încolo, dacă nu chiar și 6 luni după eclipsă, vom lua niște decizii de astea capitale, dar care într-un final, peste nu știu cât timp, uitându-ne înapoi, o să zicem, ce curaj pe mine că am luat decizia asta, ce bine că am luat, a fost greu, m-am gândit, m-am răzgândit, mi-am asumat ceva greu pe umeri, dar ce bine că am făcut-o. Sau poate nu o să ne felicităm, ce bine, dar o să vedem că decizia aia de fapt ne-a schimbat viața. A fost clar un nod feroviar. Până acum mergeam pe o șină și acolo a fost o gară în care am urcat într-un alt tren, dar trenul ăla duce undeva care trebuie să ducă acolo și trebuie să fim și noi în trenul ăla. Că asta înseamnă Lilith cu nodul sud, karmă, datorii karmice, obligații karmice, trebuie ca să evoluăm, ca să creștem și ca să ne scuturăm un pic de niște
datorii karmice egal echilibrare karmică. Deci chiar dacă urmează decizii grele, le vom lua, că vor fi în beneficiu nostru, în cele din urmă. Poate uneori e greu să decidem un punct și de la capăt de acolo, trebuie să mă dau jos dintr-un tren ca să urc în alt tren, nu-i comod, să mă trambalesc cu toate bagajele după mine, dar dacă trebuie, o fac. Ce-o fi? Schimbare de job, schimbare de relație, schimbare de căsnicie, schimbare de țară, schimbare de ceva, dar pentru că mi se oferă alternativa, nu de altceva. Nu o schimb și rămân în gară și zic și eu ce fac acum, stau și aștept un tren. Nu, am deja trenul acolo și de mine depinde dacă urc sau nu urc în el, că de aia avem și liber arbitru. Numai că eclipsele au și o conotație de trebuie sau e recomandabil, hai să zicem așa, nu trebuie, nu ne dă nimeni cu ceva în cap dacă nu facem lucrul ăla. Dar tot noi, peste nu știu cât timp, o să ne dăm seama că, băi, ce bine ar fi fost dacă. De aceea ni se pune în astfel de moment ca să nu regretăm peste nu știu cât timp de ce n-am făcut-o, domnule, atunci în septembrie-octombrie când mi s-a oferit ocazia. Ia câtă, ni se oferă o alternativă, o cale alternativă care poate să ducă la echilibrarea vieții noastre, la eliberarea de niște datorii karmice, să luăm niște decizii pe care să ne le asumăm și într-un final să aducă ceea ce aduce balanța, echilibru. Deci toți ne dorim o viață echilibrată de acum încolo, dar pe undeva trebuie să luăm și niște decizii în acest sens. Atât am de zis în introducere, nu uitați toate celelalte filme care vă așteaptă, multe, căutați deja horoscoape legate de luna octombrie, nu știu care or fi deja publicate, dar căutați-le și să ne vedem și mâine și poi mâine la toate celelalte filme pe care vi le ofer. În acest moment vă invit jos în descriere să căutați minutul secundă de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare cele ascendente și hai să vedem ce decizii ne pregătim cu Mercur în balanță să luăm. Dar va fi bine. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop. Voi berbecii s-ar putea să aveți un sentiment bizar că vi se dublează adversari. Ori același adversar, rival, competitor, ce-o fi acolo, mărește, amplifică atacul, să zicem, împotriva voastră, ori se alătură cineva, ceea ce s-ar putea să vă facă să vă simțiți un pic singur în fața unui atac mai mare decât înainte. Bun, nu înseamnă că e un război acolo, dar cam asta e sentimentul. Ceva la care o să spuneți colac peste pupăză, asta mai lipsea. Nu era suficient cu tare, mai trebuia și cu tare. Uite că apare ceva în plus, un supliment care cere și de la voi supliment de forță și de energie și de ambiție și de luptă împotriva acestui rival. Da, poate vi se dublează targetul la serviciu, vi se mai trântește un dosar pe masă când nici pe la vechi nu l-ați terminat. E un prea mult acolo, dar aș spune că e ceva mai degrabă legat de o relație. Cineva ridică tonul, atacă din nou, devine mai virulent, devine mai arțăgos și nu aveți chef de ceartă cu nimeni. Voi, din potrivă, s-ar putea să fiți într-o zonă în care vreți pace, împăcare, bună înțelegere, colaborare și nu atacuri. E, cineva mărește atacul și tocmai de aia s-ar putea să vi se pare că e dublat. Că voi erați un pic pe principiul ăla, hai să renunțăm, hai să terminăm cu acest conflict. Voi ați redus pe undeva energia, pe când celălalt o mărește. E, și când cineva mărește focul, atunci când voi îl țineți sub control, normal că și efectele pot fi mai mari decât de obicei. Numai că s-ar putea să vă păstrați cumpătul și s-ar putea, tocmai pentru că de obicei se știe că sunteți o zodie impulsivă, parcă tocmai această capacitate de a vă ține impulsivitatea sub control, de a nu răspunde atacurilor sale, s-ar putea să-l dezarmeze pe respectivul, că asta și-a dorit. De aia a mărit un pic tonul și virulența. Să vă enerveze la maximum, ceea ce probabil nu o să reușească. Și asta o să-l dezarmeze și așa războiul o să se termine prin lipsă de reacție. Nu reacționați la nervii cuiva, pentru că el asta vrea, să vă enervați ca încă o dată pe atâta să mărească și el otrava.
Dacă veți rămâne în zona pasivă, liniștită, nepăsătoare, tăcută, cu minte, non-agresivă, mai ușor o să vă dați la o parte competitorul decât dacă i-ați răspunde. Taurul. Aveți în preajmă un personaj care poate juca rol de conducător, profesor, coordonator. Aveți ceva de învățat de la acest personaj. Poate chiar participă efectiv la niște activități de serviciu sau acum vi le pune pe umeri, dar totodată nu vă lasă, nu vă aruncă sarcina pe umeri și la revedere, nu-i pasă. E acolo. Vrea să vă însoțească o vreme, vrea să vă arate o vreme ce aveți de făcut, încât e un beneficiu pentru voi prezența acestui om. O fi el șeful, superiorul, profesorul, ceva, da, totodată vă stă acolo, umăr lângă umăr, e un capitan jucător, nu e un capitan care dă ordine și fuge și pleacă, mă rog, nu fuge. Vă învață, învățați voi de la el, prindeți meserie, prindeți meșteșug, că e cu ceva mai presus acest personaj. Știe mai bine niște lucruri. E mai experimentat, e mai vechi în domeniu, e mai educat, e mai evoluat, are ceva, are niște aturi vis-a-vis de voi, de aceea spuneți mersi că un astfel de om vă stă în banca alăturată. Mai trageți cu ochiul la ce face el. Poate chiar în asta constă experiența pe care o trăiți. Aveți șansa să stați în preajma cuiva. Nu musai stă el să vă îngrijească și să vă dădăcească și toate celelalte. E acolo, e undeva la o catedră și are ceva de transmis lumii, iar voi sunteți unul dintre discipolii săi, dintre elevii săi, dintre subalternii săi, dar nu la modul sufocant, copleșitor, ci dimpotrivă, poate să fie respect acolo, poate să fie admirație, poate să fie oportunitatea de a învăța, ca într-o zi, cine știe, o să treceți în CV-ul vostru, am avut ocazia să lucrez o zi, o lună, un an, sub ocrotirea acestei somități. Cine-o fi somitatea cu pricina? Gemenii. S-ar putea să intervină justiția, adevărul, da, o formă de justiție. Justiție umană, justiție divină, nu contează, dar prin care să obțineți ceva ce vi se cuvine. De drept. E tot dreptul pentru voi să obțineți lucrul ăla. Poate până acum ați fost defavorizat, v-ați luptat pentru lucrul ăla, ați adunat dovezi ca să se apropie un astfel de potențial verdict. Dar în unele cazuri, nu uitați că va fi o eclipsă foarte curând, s-ar putea să fie de fapt în spatele acestui verdict o intervenție divină, o justiție divină, o judecată divină, spuneți-i cum vreți. Intervine cineva acolo sus să readucă pe făgașul normal, conform unei legi, o anumită situație și care, pe semne, că vă face vouă dreptate, vă dă ce vi se cuvine, vă dă ce e al vostru, vă dă ce meritați. Sigur că în unele cazuri poate fi cu conotații legale, efectiv, un document, o aprobare, o rectificare, o remediere a unei situații cu iz legal, dar poate fi și sentimentul ăla că jubilați, că vi s-a dat dreptate, că ați ajuns acolo unde meritați, unde ați vrut, unde trebuia să ajungeți. Și din diverse motive au intervenit tot felul de piedici care nu v-au permis, dar piedici ușor incorrecte, injuste. E, din injust, totul se transformă în just. Ce obțineți e just. Chiar dacă ceea ce primiți nu e pe placul vostru, din păcate e tot just. Primiți o amendă, e justă. Că așa se face dreptate pe undeva, că ați trecut pe roșu. E just. De aceea fiți atent la tot ce faceți să fie corect și din punctul vostru de vedere. Că dacă pe undeva și voi vă abateți, nu uitați, este perioada cu justiție. Și cine intervine cu legea în mână, intervine. Ca să fie amendat cel care a greșit și să fie despăgubit cel care a fost defavorizat. Racul. Încă mai aveți luna în ograda voastră, așa că mai trageți de ea și astăzi, că e mama voastră, din toate punctele de vedere. Și poate că vă dă un curaj
faptul că e o lună în care s-a întâlnit cu Marte, aveți curajul de a vă face dreptate, vine să spun. Să vă ridicați acolo pe o scenă, să vă spuneți punctul de vedere, să vă duceți în fața unui șef, să vă cereți un drept care vi se cuvine. Veți fi un bătăios, un luptător, un soldat care are ceva de apărat acolo, o poziție, o părere, o imagine. Pentru că cineva a atentat la toate lucrurile astea ale voastre și nu se acceptă. De aceea sunteți pregătit de luptă. Numai că e o luptă pașnică. E o luptă de bun simț, nu e cu bătaia, nu e cu arme, nu e cu nimic. Poate fi și o luptă de opinii, de cuvinte, așa ca la ping-pong, un dialog pe care trebuie să-l aveți cu cineva, dar care se soldează cu clarificarea unei situații. Pentru că simțiți nevoia să vorbiți ca să vă faceți dreptate sau să obțineți ceea ce vi se cuvine. Sau să aveți în cele din urmă acel câștig de cauză. Că aveți toate șansele. Deci purtați-vă dialogul, fiți ferm, fiți vehement, nu fiți agresiv, nu fiți bătăios la modul ăla aspru, ci convingător. Că problema în care sunteți implicați va ajunge la o concluzie, la o decizie, la un verdict, la o înțelegere, la o îmbrățișare între două tabere care au ceva ele de împărțit acolo, dar așa, printr-o negociere, nu cu un verdict dur, tu ai pierdut, tu ai câștigat. E o negociere, s-ar putea să fie undeva la mijloc adevărul, undeva la mijloc concluzia cu pricina. Printr-o acceptare de condiții, de termeni și de o parte și de alta, dar sunteți uimitor în fața taberei adverse. Pentru că unii nu se așteaptă ca un rac să lupte, să se ridice, să aibă ceva de spus. Și pe asta au și mizat respectivii când au sărit să ia ceva de la voi. V-au subestimat. Dar ei nu știu că voi îl aveți pe Marte în ograda voastră și Marte e soldatul numărul 1, încât dacă aveți ceva de câștigat, pe drept, o să luptați până în pântele albe. Leul. Ceva din urmă vă cheamă înapoi să vă ocupați de lucru cu pricina. Ați lăsat în coadă de pește o situație, o decizie neluată, o semnătură nedată, un document netrimis și ceva vă sună, un clopoțel, un reminder, primiți un reminder, așa. Hai, ocupă-te de cu tare lucru, că ai promis sau nu numai că ai promis, poate chiar e obligație. Pare să fie ceva așa mai de suflet într-un fel, ceva promis unui prieten, trebuia să se întâmple ceva cu 5 zile, nu s-a întâmplat, ați amânat, se poate întâmpla acum. Poate fi vorba de întâlniri, de un telefon pe care îl dați abia acum că n-ați reușit acum 5 zile, un drum, o călătorie, o mișcare în spațiu de colo-colo, dar unde aveați o restanță de rezolvat. Aveați de dus, nu știu, sticlele la reciclare. Aveați dita mai sacul în mașină și le țineți de o săptămână în mașină. Ziceți, gata, băi, trebuie să mă duc să duc la îndeplinire misiunea asta, cât o fi de mică, s-ar putea să fie un fleac. Dar e o misiune care vă stătea pe creier sau numai că vă stătea pe creier, poate cineva vă toca mărunt, fă-o, du-o, ce stai? Și e o presiune care vi se face și veți da prioritate acelui lucru care stătea acolo la coadă. E, după ce veți termina mica sau marea misiune, parcă vi se ia o piatră de pe inimă. Va fi o satisfacție acolo, va fi o eliberare. Chiar dacă e un fleac, cum am zis, cu sticlele duse la reciclat. Dar parcă zice, băi, ce minune am făcut. Îi dați așa o conotație nemaipomenită acelui lucru. Chiar dacă a fost un fleac, numai prin simplu fapt că l-ați dus la îndeplinire, e un sentiment de ușurință, de mândrie că ați făcut-o. Da, faceți acel lucru care vă stătea pe creier de nu știu câtă vreme. Faceți un ultim efort mai mare decât zilele trecute când tot l-ați amânat din diverse motive, pentru că sentimentul de după ce vă veți îndeplini misiunea merită efortul. Fecioara, gata cu toate planetele care au trecut prin ograda voastră pe parcursul ultimelor luni. Ultima planetă care mai era în Fecioară era Mercur și gata, multă vreme, vreo
3 luni probabil e pace și liniște prin ograda voastră, pentru că atunci, peste vreo 3 luni, va veni Marte la voi în zodie. Dar acum e liniște, nimic, nu se mai întâmplă. Parcă a venit vremea, dacă tot ați scăpat de o grămadă de treburi de pe lista urgentă, că asta au însemnat toate planetele astea care au trecut pe parcursul ultimelor 2-3 luni prin ograda voastră, au fost urgențe. Ocupă-te de asta, ocupă-te de asta, uite, ai prioritatea 1, prioritatea 2, ați avut o listă cu tot felul de datorii, sarcini, îndatoriri. Și ați scăpat de îndatoriri. E, dintr-o dată stați așa și ziceți, bun, mă plictisesc? Nu pot, eu sunt muncitor, eu sunt harnic de felul meu, eu mai am energie. Și deja vă canalizați atenția spre niște planuri, probabil mai în perspectivă așa, viitoare, dar planuri pe care le-ați amânat multă vreme. De ce? Pentru că ați avut alte priorități. Ați avut în ultimele câteva luni lista cu A, B, C, D, v-ați ocupat de ele, dar restul de pe listă erau jos, pentru că altele erau urgența. Aveți timp de acum înainte de lucrurile alea lăsate la coada listei. Bun, poate pe unele le-ați lăsat și că nu vă plăceau, și că erau grele, și că n-aveați chef de ele, că nu erau prioritare. Chestiile alea pe care toți le tot amânăm de la o lună la alta. Curățenie, o anumită muncă, săpatul în curte, plantatul florilor pentru toamnă, chestii de astea care cereau un efort și nu mai cereau un efort, cereau o stare, vă trebuia o anumită stare pe care n-ați avut-o dând prioritate altor planuri din viața voastră în ultimele câteva luni. E, vă așezați un pic la masă și vă trăsați altă listă de sarcini. Nu atât de urgentă, stringentă, importantă cum au fost cele din ultimele câteva luni. Poate vă dă o anumită lejeritate. Eu, pe principiu, dacă vrei, te ocup, dacă nu, poți să mai aștepte, nu este o urgență acolo. Dar, pe de altă parte, sunteți un om conștiincios și parcă vreți să vă eliberați, parcă vreți să nu lăsați sarcinile astea acolo să zacă, încât vă uitați în coada listei. Wow, uite, n-am mai făcut lucrul ăsta de 7 luni. De ce nu l-am făcut? O să vă întrebați. Poate chiar întrebarea asta o să fie. O să vă puneți întrebări de astea legate de ce le-am ignorat, de ce nu m-am mai ocupat de ele. De ce? Ca să vă întoarceți acum la ele cu alt tonus, cu altă perspectivă asupra lucrurilor față de cum le-ați văzut atunci și o să schimbați metoda. Dacă v-ați fi ocupat cândva de ele, acum 6 luni, acum un an, n-ar fi ieșit așa de bine cum ar putea să iasă acum după ce prin curtea voastră au trecut atâtea resurse. Toate planetele astea pe parcursul verii v-au lăsat tot felul de coșulețe. E, veți lua din coșulețele astea și veți aplica pe aceste activități care își așteaptă îndeplinirea. Dar altfel, dacă le-ați fi făcut atunci când nu trecuseră toate planetele astea prin ograda voastră, nu ați fi avut soluțiile de acum, ideile de acum, imaginația de acum. Deci, toate planetele și-au lăsat amprenta pe lista voastră de sarcini, încât lista asta o să fie floare la ureche. Pentru voi, balanțe, începe o aventură nouă, pentru că încă o planetă vine în ograda voastră și e binevenită pentru că aveți treabă cu ea. Câte planuri aveți voi de acum înainte de făcut? Și mai aveți nevoie de resurse. Și Mercur este o resursă importantă. E mentalul vostru, ideile, banii, relațiile, niște instrumente de care vă veți folosi timp de câteva săptămâni de acum încolo în beneficiu acestor planuri pe care vreți să le porniți. Probabil săptămâna viitoare, la luna nouă cu eclipsă din balanță, veți da drumul la un mare obiectiv, un mare scop de atins. De-aia am și numit o aventură. Dar vă mai trebuie ceva la aventura asta. Vă trebuia heirupul, vă trebuia curaj, vă trebuia idee, vă trebuia scânteia care aprinde fitilul. Și poate să fie aceasta. Ca apoi, peste câteva zile, când vine luna, să dați drumul la acest nou proiect. Dar pentru unii poate fi schimbător de sens, de viață, la urma urmei. Ce urmează să decideți vă duce într-o cu totul altă direcție. Deocamdată sunteți un pic tulburat, debusolat,
Da, poate chiar și nesigur, temător, oare e bine, nu e bine, să o fac, să nu o fac, să pornesc la eclipsă, o să-mi aducă ceva bun această eclipsă. Eclipsa nu se știe. Tocmai de aia va fi o eclipsă de soare, va fi o mare doză de necunoscut, neprevăzut, ciudat, oare, dubiu, tot tăcâmul vine la pachet cu această eclipsă. Dar pe de altă parte, veniți așa, vă dă sentimentul ăla, Mercur, care intră în ograda voastră, vă dă sentimentul ăla că va fi bine, într-o perspectivă mai îndepărtată va fi bine, va fi un drum lung, dar care va da roade. Vă dă sentimentul ăla de productivitate, de profitabilitate, de rentabilitate. Și dacă am zis rentabilitate, multe lucruri din viața voastră în perioada următoare vor începe cu merită să, ca să înseamnă rentabilitate. E rentabil să și probabil încep să apară garanțiile că da, merită. Merită efortul ăsta, merită schimbarea asta, merită decizia asta. Ce vreți voi să decideți de acum înainte, că e clar că vor sta la baza acțiunilor următoare o grămadă de decizii capitale, dar merită să le luați. Scorpionul, vă vine o idee așa, dar pe care deocamdată o simțiți nevoie să o țineți ascuns așa, secretă, pentru voi. Și probabil câteva zile o să o țineți acolo. Poate unii aveți un sentiment de superstiție. Măi, mi-a venit ideea asta, foarte bună, abia aștept să o pun în aplicare, o să dea roade nemaipomenite. Dar nu spun la nimeni, dar o țin acolo la sertar. Un dram de tăcere, de ce nu? Vă inspiră ceva că mai bine fac în planul 2, decid în planul 2, gândesc lucrurile în planul 2 și când voi fi mai sigur de mine, clar spun la toată lumea, vă e un pic teamă de laudă, de să vă lăudați voi în sensul ăsta, vă e un pic teamă de energii negative. Poate sunteți deja trecut printr-o experiență de genul în care ați avut un lucru nemaipomenit, l-ați spus la toată lumea, ori înainte de vreme, ori după ce s-a întâmplat și după aceea a colapsat tot. Și vă aduceți aminte de experiența asta. Abia așteptați să spuneți ceva. Poate e un motiv de fericire, poate e o mare reușită, poate e ceva bun acolo și parcă simțiți nevoia să postați pe Facebook ceea ce s-a întâmplat. Dar vă abțineți. E o chestiune de control a laudei de sine, a egoului. Mamă, ce m-aș lăuda cu lucrul ăsta, ce aș vrea să audă toată lumea sau poate cineva anume. Dar nu o faceți. Pentru că vă e teamă să nu se strice bucuria mai târziu, să nu apară ceva care poate încă nu e foarte bine clarificat lucrul cu pricina și nu vreți să cadă totul înainte de vreme sau după ce ați început să vorbiți lumii despre asta. Mai așteptați un pic, mai să treacă eclipsa, să treacă niște aspecte care vor fi foarte bune în ograda voastră foarte curând și care o să consolideze probabil ceea ce acum așa ardeți să spuneți la toată lumea. Săgetătorul, problema pe care o să o resimțiți în legătură cu niște personaje e că oricât v-ați dat voi peste cap, nu-i convingeți, n-au încredere respectivii. Nu sunteți convingători, da, din anumite puncte de vedere. Poate spuneți ceva, dar așa, păreți un pic superficial, puteți părea un pic nesigur pe voi, n-aveți niște argumente foarte solide acolo, încât s-ar putea să vorbiți unui grup de persoane. Dar să nu se soldeze cu nimic acea discuție. N-aveți argumentele atât de puternice pentru a-i face pe respective să vă asculte cum trebuie, să vă dea crezare. E frustrant. Pentru că s-ar putea voi să spuneți adevărul acolo, spuneți lucruri reale, dar dați peste niște pesimiști, negativiști, rigizi, conservatori, care n-au încredere nimeni. Voi veniți cu, hai să zicem, aveți argumente, dar nu sunt pe placul lor, nu sunt pe vibrația lor, nu știu ce așteaptă ei, altceva așteaptă ei de la voi. Încât să nu vă mire că sunteți catalogați greșit, etichetați greșit, că strâmbă din nas cineva, că vă acuză pe nedrept cineva, ba s-ar putea să primiți și o etichetă de asta total injustă, că mințiți, că înșelați,
ceea ce nu faceți. E clar, cineva vă percepe greșit într-un astfel de moment. Nu puneți haina care trebuie pe voi. Nu folosiți tonul potrivit în legătură cu cineva, dar acel cineva e problema. Ăla are dopuri în urechi, ăla are ochelari de cal. Puteți voi să vă dați peste cap, dar el oricum va interpreta greșit ceea ce aveți voi de zis. De aia, când o să vedeți că sunteți interpretat greșit și vi se aruncă în spate niște acuze pe nedrept, mai bine refuzați voi dialogul cu acest om. E un om care crede că doar el are dreptate, e arogant, e orgolios, e rigid din toate punctele de vedere, eu, doar așa spune, și de aia s-ar putea, știți cum va fi el, are el o problemă și vă aruncă vouă în spate tamam problema aia și o să vă spună, tu ești mincinos, să zicem așa, nu sunteți voi. El e acela, deci ce vi se va arunca pe umerii voștri cu o etichetă, cu o judecată, clar, defavorabilă sau neadecvată, nu e problema voastră. De aia nu trebuie să puneți la suflet ceea ce vă va spune acest om. Pentru că, de fapt, el arată cu degetul, în loc să arate spre el, arată către voi exact aceeași meteahnă pe care o are chiar el. Capricornul, Soarele, Mercur, sunt într-o poziție foarte înaltă, sunt pe mijlocul cerului la voi. Deci se aprind niște beculețe, niște steluțe așa în vârful capului pentru voi. E toate aceste beculețe care se aprind sunt precum în desenele animate. Mi s-a aprind beculețul, o idee salvatoare, o găselniță la o problemă care n-a mers bine. Ați avut impresia multă vreme că împingeți la o ușă și nu se deschidea ușa. E, vă vine ideea că s-ar putea să fie o șmecherie acolo, să citiți ce scrie pe ușă. Și voi împingeați la o ușă pe care scrie trageri. Normal că nu se deschidea. E, vine de clicul ăsta să încercați o altă metodă de deschide ușa aia. Sau ce-o fi acolo. Da, o metodă pe care, da, probabil n-ați mai încercat-o. Și care rezolvă, poate ca prin farmec, această problemă. S-ar putea să râdeți un pic de absurdul situației. Cum am zis, pe ușă scrie trage, dar voi împingeați la ea. Era o chestie amuzantă de dreptul. Și s-ar putea să vină și niște mișicane la adresa voastră, să fiți ușor atins, ironizat, de ce nu, pentru gafa făcută. Dar ați mai învățat ceva din asta. Da, ca orice situație care ține de imagine s-ar putea să vă deranjeze. Aoleu, ce prost am fost, ce imagine am lăsat eu în ochii ăstora care uite râd de mine. Dar nu-i nimic. Peste o vreme o să ziceți, băi, am mai învățat ceva. A fost în beneficiu meu ironia, șicana, acuzele, ce-o fi acolo din partea cuiva, care da, vă ating la ego, vă ating la imagine, reputație, poziție și toate celelalte. Dar nu puneți la suflet. Treceți peste cu încă o lecție învățată zâmbind, da. Luați-o în favoarea voastră, râdeți voi de situația cu pricina, pentru că în momentul când o să râdeți și voi, o să tacă ironicii din preajmă. Dacă o să vă vadă că vă bosunflați, vă supărați, probabil mai tare vor continua atacul. De aceea nu le dați satisfacție să râdă ei, ci râdeți voi mai tare decât toți. Vărsătorul, Mercur acolo alături de Soare, o să vă aducă niște roade foarte bune, niște note bune, o imagine foarte bună, o lumină foarte bună asupra voastră, încât câteva zile de acum încolo ați putea fi în centru atenției multora pentru ceva ce aveți voi acolo, un as în mânecă, un atu, un talent, o sclipire de geniu. Aveți ceva altfel decât restul lumii și trebuie să vă folosiți de atu cu pricina. Că poate fi arma voastră secretă, arma voastră forte cu care puteți da lovitura într-o anumită situație. E o informație pe care doar voi o știți, o experiență prin care doar voi ați trecut și acum vă dă un avantaj în fața altora. E o lumină pe care o emanați doar voi. E un sentiment de la de unicitate pe care îl simțiți.
sau dacă nu de unicitate, poate fi de originalitate, vizibilitate, o anumită putere, putere de seducție, putere de convingere, putere de a trece peste toate, ceea ce altul alături n-are. Sau mai mult decât atât, poate fi o competiție acolo, voi și încă cineva, și probabil acel cineva e suficient de puternic, dar având voi acel as în mânecă, la momentul potrivit scos, ca o baghetă magică, așa, o să vă dați la o parte taman marele rival. Puteți avea câștig de cauză în fața unui mare inamic. Ai, poate nu inamic, e doar competitor. Doi oameni la fel de buni care se luptă pentru premiul întâi și poate fi al vostru. De ce? Pentru că aveți acea calitate în plus, acel aer mai special. Poate celălalt pierde prin ego-ul lui, prin mândria lui, prin prea marea lui încredere. Poate și chestia asta. Și voi sunteți acolo la momentul potrivit să-i luați trofeul de sub nas, dar cu alte metode decât folosește rivalul. Peștii, pot fi tot felul de discuții acolo pe care le purtați. Vă fi voi față în față cu cineva care se poate solda cu o decizie foarte importantă, cu o tranzacție încheiată, cu o înțelegere, cu o împăcare, de ce nu, dar întâi comunicare, foarte multă comunicare acolo. Discutați, analizați, păreri pro și contra, de regulă pot fi doi pe un balansoar, doi oameni față în față și fiecare își scoate argumentele la bătaie. Gen, schimb de replici pe Facebook, un dialog, nu? Ca la ping-pong, o să fie un match de ping-pong cu tot felul de cuvinte, replici, reacții, dar care pare să fie foarte interesant la urma urmei și incitant și vă place jocul și parcă nu vă vine să-l terminați. Dar nu este ceva rău acolo, nu e o agresivitate, nu e o luptă între doi oameni care musai, unul trebuie să câștige. E un schimb reciproc avantajos care vă arată cât de isteți sunteți fiecare, cât de inspirat e fiecare, cât de talentat e fiecare. Parcă din dialogul ăsta pe care îl purtați și probabil durează așa un schimb de câteva ore, un dialog cu cineva din care fiecare va ieși cu niște lecții învățate, informații primite, resurse acumulate pentru ce îi trebuie lui acolo. Chiar dacă sunt glume între prieteni sau cine știe ce discuții pe un grup profesional, veți ieși de acolo cu o decizie luată, cu un verdict poate luat. Și de-aia merită schimbul ăsta de replici. Și care poate să fie pe oameni cumva pe același nivel din anumite puncte de vedere. Colegi între ei, soțul și soția, nu pare să fie o superioritate acolo a cuiva în care eu te învăț pe tine. Nu, e un schimb acolo, un match între egali, ca vârstă, ca pregătire, ca experiență, ca orice, dar care vă incită. Pare foarte interesant, ieșiți cu ceva din povestea asta, leagă prietenia, leagă și iubirea, de ce nu, leagă atracția dintre doi oameni, leagă relația. Și de-aia merită să duceți acest schimb de replici care pare foarte interesant. Asta este ziua de joi, 26 septembrie. Nu uitați de toate celelalte filme care există deja pe acest canal de YouTube sau urmează să apară, că abia am început seria horoscopelor lunii octombrie. Deci până pe 30 seara tot am să public. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop.